vrea să stați cu ochii închiși în picioare. Domnul ne-a vorbit în această seară atât de frumos. Cel puțin două lucruri ne-a zis Domnul. Pocăiților, rămâneți în Ierusalim. Pocăiților, rămâneți în Ierusalim. Nu coborâți niciodată în Ierihon, nu priviți la lume, nu vă uitați la tentații, nu încercați. Duhul Sfânt a zis de la prima prorocie, mare, mare grijă la ochi. O să vă rog să stați cu ochii închiși, mai ales că vorbim despre ochi. Mare grijă la ochi și mare grijă la urechi. Ai mare atenție la cine apleci urechea, cu cine vorbești, despre cine vorbești. Cum îți lași inima îndoielnică, să-ți atace satana gândurile și să-ți aducă frică, nesiguranță. Rămâi în Ierusalim. Sunt aici prezente persoane care n-au fost niciodată în Ierusalim. Sunt aici prezente persoane care au venit pentru motive umane, trecătoare, chiar de vindecări de trup și de rezolvări de joburi și de rezolvări de căsătorii și de rezolvări de la nivel pământesc. Am să-ți spun ceva, aici este Ierusalimul lui Dumnezeu. Aici este cetatea păcii în care trebuie să se creeze relația ta personală cu Domnul Iisus, în care să fii interesat mai mult de Iisus decât de banii pe care câștigi anii următori, în care să fii mai mult interesat de Iisus Hristos și inima ta să o predai Lui mai mult decât te interesează viitorul tău legat de familia pe care vrei să-ți o întemeiezi. Iisus are prioritate. Iisus e cel mai important. Rămâi în Ierusalim, e cetatea păcii, e cetatea prezenței lui Dumnezeu, e cetatea unde se aude glasul Domnului, e cetatea unde Duhul Sfânt vorbește, e cetatea unde Biblia se deschide, e cetatea unde se cântă cântările Domnului. Nu mai cânta cântările străinului, nu mai coborâ departe, nu mai intra în zone interzise. Ierihonul este interzis. Ierihonul e cetatea blestemată. Ierihonul e cetatea care s-a reclădit cu prețul unui băiat. N-ai voie să cobori în Ierihon. De ce să mori? De ce să fii atacată? De ce să vină diavolul cu anxietate, cu atacuri de panică, cu insomnii, cu coșmaruri? Întoarce-te în Ierusalim. Vino în prezența Domnului. Și bet cantarayas. Întoarce-te în prezența lui Dumnezeu. Mai există o categorie de oameni despre care Duhul Sfânt a vorbit și Biblia ne-a spus clar, pentru că tot ce zice Duhul Sfânt prin prorocie este în conformitate cu Biblia și se repeta în această seară, l-au lăsat aproape mort. Dacă te uiți la viața ta și zici, sunt aproape moartă, sunt aproape mort, nimic nu mă mai atinge, nicio cântare nu mai este pentru mine, nu mai vine să vin la biserică, vin din motive copilărești, puerile, vin din motive materialiste de alt gen. Am să spun ceva, Duhul Sfânt a vorbit deja și doar reconfirm, cineva coboară lângă balta ta de sânge, numele lui este Iisus Hristos. Eripet cantarayas, cea mai binecuvântată mână din istoria lumii, care s-a întins la calvar pentru viața ta, pentru sufletul tău, pentru depresia ta, pentru insuccesul tău, pentru cancerul tău, pentru poverile tale, pentru problemele tale spirituale. Iisus Hristos e prezent la Betania. Strig în această seară, binecuvântat să fie numele tău, Iisuse, înălțat să fie numele tău. Iisus coboară lângă căderea ta, lângă falimentul tău, lângă gândurile tale suicidale, lângă scenariile tale murdare. Duhul Sfânt a descoperit că acolo unde diavolul a dus la nivelul minții duc de curvie, rostim în această seară eliberare în numele lui Iisus, eliberare în numele lui Iisus. Orice minte atacată de diavolul, orice putere demonică care s-a așezat la nivelul minții tale, ochilor tăi, urechilor tale, trupului tău, mâinilor tale, picioarelor tale, orice putere demonică să cadă. Simt cum cad lanțuri în această seară. Eripet caradias, există putere în numele lui Iisus. Ai o problemă, te vezi căzut, ridică o mână și zi, ai milă, Doamne, și de mine. Ai milă și de problema mea, de falimentul meu, de căderile mele, de durerile mele, de loviturile care le-am primit. În numele lui Iisus există putere de eliberare.
Brațul Domnului trece printre rânduri. Sângele lui Iisus se liberează. Iisus e prezent aici. Să scrie viață, 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 viață veșnică. Predă-ți viața Domnului Iisus. O să facem ultima rugăciune în care te rog să te rogi cum te-ai rugat niciodată în viața ta. Spune-i Domnului: Doamne, nu plec în seara asta de la Betania până nu simt o eliberare nouă, până nu primesc o putere nouă, până când nu mă ridici tu cu mâna ta. O, să-ți atingă Domnul rănile, să pună vin pe puroiul tău, să iasă murdăria afară, să pună un delem pe rănile tale, să fie cicatrizate, să fie vindecate. O să intrăm în această rugăciune. Roagă-te pentru viața ta. Spune-i Domnului: Doamne, te iubesc, dar nu pot să mai pătesc onoarea ta. Iartă-mă, eliberează-mă, ridică-mă, transformă-mă. În noul an vreau să fiu plin de pace, plin de dragoste, plin de dedicare, Doamne. Domnul e prezent aici să elibereze. Mai e cineva care are nevoie de eliberare și n-a avut curajul să ridice mâna, să spună: Doamne, ai milă și de mine, ai milă și de mine, ai milă și de problema mea, ai milă de falimentul meu. Domnul e prezent aici, aleluia, aleluia Domnului Iisus.